Mulțumesc mult de tot. Mă numesc Radu Georgescu și îmi puneți multe chestii în ochi, așa. Am, ca să vă zic două vorbe despre mine, am început o companie în 92, când eram student, acum sunt boșoroc, istorie, pe care am vândut tehnologia companiei de organe de mașină, am vândut tehnologia în 94. În 94 m-am apucat de 4 produse software, printre care unul antivirus, un soi de clonă de Norton Commander, un arhivator și un document management. 3 dintre ele au failuit foarte grațios. A patra însă a funcționat, antivirusul. L-am vândut la Microsoft în 2003. Atunci am început alte 4 companii. E-payment. Cât dintre dumneavoastră au plătit ceva în România cu cardul? Mulțumesc. Wow, toate mâinile sus mi-au băgat și mi-am buzunar câte 2 lei. Vă mulțumesc foarte mult. Pe care e-payment l-am vândut anul trecut la Naspers, una din cele mai mari companii de e-commerce din lume. Avantgate, pe care ne pregătim să o cotăm pe bursă, pe Nasdaq, în 2014-2015. Am mutat-o anul ăsta, am mutat tot managementul în state și o transformăm într-o companie americană. Oxygen, un server de mail, și Phoenix, un server de bază de date, să-i spunem bază de date, un NoSQL storage. Să vedem care o să fie raportul de succes. 25% e deja asigurat cu e-payment, o vedea mai departe. Când mi-a spus Romy că poate să-mi dea, acum 2-3 zile, că poate să-mi dea și un slot să vorbesc aici în fața dumneavoastră, mai întâi m-am gândit, ok, what the hell, antreprenoriat să povestesc, nu prea sunt obișnuit să vorbesc în fața dumneavoastră, așa că am venit fără niciun plan. Și mă gândesc că am putea vorbi despre ce vă interesează pe dumneavoastră din zona de antreprenoriat. Sunt un antreprenor în serie, putem vorbi despre IP, putem vorbi despre diferențele între riscuri și reward, între antreprenoriat și angajat. Putem povesti despre cum este să fii antreprenor, putem să povestim despre neplăceri, putem să povestim despre failures, chiar despre ce vreți dumneavoastră. Putem să povestim despre cum este să muți o firmă în Statele Unite, putem să povestim despre cum mi-am dat demisia prima dată să încep o firmă. Trebuie. Așa, singur. Și o problemă legată tot de un antreprenor ca și dumneavoastră, a fost faptul că firmele românești de software nu se găsesc în primii 100 de dezvoltatori ai lumii, deși toată lumea vine aici, deschide, face, folosește, plătește, mai mult sau mai puțin, jos oamenii. Și întrebarea este de ce firmele românești nu sunt în primii 100? Exact. Cred că răspunsul la întrebarea asta este așa. Avem dezvoltatori absolut senzaționali. După părerea mea, dezvoltatorii, programatorii români sunt cei mai buni programatori din lume. Și cred că suntem de acord aici cu toți. Nu? Mă gândesc. Depinde? Oh. Putem avea un debate aici. Dar hai să vedem ce face o companie să fie cea mai tare companie din lume. Primii 100. Să fie din primii 100. Ce face o companie să fie o companie tare? Organizarea. Piața de desfacere. Inovarea. Managementul. Business-ul. Și așa mai departe. Ce legătură are asta cu avem cei mai buni programatori din lume? Niciuna. Corect. Deci avem cei mai buni programatori din lume, dar nu avem business management. Nu avem piață locală, pentru că pentru a putea crește trebuie să te bazezi întâi, măcar un pic la început, pe piața locală, nu este suficient de mare. Și din combinația asta, companiile românești ajung, adică, cel mai mare respect al meu este pentru Bitdefender. Florin a strâns din fund cu toți mușchii și a dus compania unde este acum. Și este una, Defendable este una din cele mai importante 100 de companii din lume. Nu știu exact, dar putem considera. Dar putem considera chestia asta. Tot respectul. A făcut chestia asta cu niște eforturi supraomenești.
Și uite că a reușit să facă treaba asta. Mai sunt companii mari de români, companii importante. Există companii ca Oxygen XML, care este cel mai tare editor de XML-ul din lume. Wow! Cel mai tare editor de XML-ul din lume. Da? Got to have something to get this, da? De ce nu este în top 100 ca business? Pentru că este un produs senzațional, făcut de niște programatori foarte buni, care produs se vinde. Se vinde impersonal, pe sine se. Da? Ceea ce nu este cel mai potrivit mod de business și nu te duce în primele 100, dacă aștepți ca produsul să se vindă, să se vândă pe el însuși. Și totuși fac un business extraordinar. Gândiți-vă ce mișto ar fi dacă oamenii ăștia ar avea business knowledge. Și mai sunt firme care au produse foarte, foarte bune, au nevoie de un pic de business knowledge. Cu mare drag. Mai băgați. Așa. Un pic microfonul, că din online spun că n-au. Problema finanțării IT-ului este una complicată. Să nu uităm, de exemplu, că Silicon Valley a început foarte puternic într-o zonă extrem de creativă, unde existau oameni foarte bine pregătiți, dar mai exista ceva. Mai era acel venture capital care era dispus să investească în zone extrem de riscante. Pentru că oamenii veneau ce spun, am programator bun, am zonă de inovare. Dar trebuie să gândești cineva să riște pe acest segment. Corect. Cred că nu numai România, dar cred că toată Europa are problema asta în zona de dezvoltare a firmelor software. Care e părerea dumneavoastră? Hai să dau o tură înainte de a răspunde direct prin cine este Silicon Valley și de ce Silicon Valley este așa cum este. E un subiect foarte, foarte drag mie. Încearcă toată lumea să replice Silicon Valley. Putin a spus că bagă 5 miliarde ca să facă Silicon Valley lângă Moscova. Anglia vrea să facă Times Valley, un nou Silicon Valley lângă Londra. La noi se tot învârte ideea, mamă, cum ar fi să facem și noi un Silicon Valley. America vrea să mai facă un Silicon Valley în Austin, Texas. S-a străduit ani de zile să mai facă un Silicon Valley în Boston. Wow, în Boston este cam tot ce vrei. Ai Harvard Business, ai MIT Engineering. Ai niște venture capital, adică sunt bani acolo, ai New York-ul lângă și la naiba, acolo sunt bani. Da. Ce face Silicon Valley altfel? Și nimeni n-a reușit. Da? Hai să vedem ce are diferit. Silicon Valley are cel mai stupid lucru. Are vremea. Meteo. În Silicon Valley sunt 21 de grade în fiecare zi, 365 de zile pe an. Este foarte mișto să stai acolo, să trăiești acolo. Drept pentru care oamenii cu bani, oamenilor cu bani, le place să locuiască acolo. Drept pentru care concentrația de dolari pe metru pătrat de talpă, de om, este foarte mare. Asta este o chestie nereproductibilă. Nu poți să faci chestia asta în Austin, Texas, unde sunt 55 de grade fiecare zi din an. Nu poți să faci chestia asta în Moscova. Așa? Și de aici începe totul. Drept pentru care sunt foarte mulți oameni cu bani. Nu neapărat bani instituționali. Oameni cu bani. Oameni care pot lua deciziile de care spuneți dumneavoastră. Nu deciziile instituționale, bancare. Vreau să investesc pe niște oameni. Și decizii emoționale. Sunt banii mei, investesc în tine pentru că mă uit eu în ochii tăi așa și văd că o să funcționeze. Asta este în primul rând. În al doilea rând, genele oamenilor de acolo. Hai să vedem care sunt oamenii care au ajuns în vestul Americii, în Silicon Valley. Sunt oamenii care au plecat din Europa pentru că aveau un drive. Aveau să facă lucruri. Da? S-au dus pe coasta de est și aia cărora li s-a terminat drive-ul au rămas acolo. Aia cărora nu li s-a terminat drive-ul au mers mai departe. Și au trecut. Au trecut prin titanici, au trecut prin indieni, au trecut indieni de aia. Au trecut prin grizzly, au trecut prin munți. Au trecut prin toate nenorocirile pentru că au vrut să facă ceva altfel. Deci sunt oamenii care au această genă. Și urmașilor. Deci gena oamenilor de acolo este altă. Dacă, câți ați fost în Silicon Valley? Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Când cobori din avion acolo, aerul miroase altfel.
Aerul este despre hai să facem lucruri. Acolo vine cineva și se angajează, nici nu discută salariul pe care îl are. El discută opțiunile. Discută acțiunile pe care să le aibă în firmă. Și dacă firma fails, este problema lui. Dar el își asumă această problemă, pentru că dacă firma se urcă sus, Google, el devine miliardar. Acolo fiecare copil din școală are un obiectiv. Cum să facă 10 milioane. Și nu pentru că îi lasă tasul. Cum să facă el 10 milioane. Obiectivul e clar. Adică, da, da. Avem de făcut chestia asta. Cum o facem? M-aș întoarce la întrebarea, dar am uitat-o, mă scuzați. Asta cu Silicon Valley mă întreagă. De ce n-avem noi bani? Așa. Și fără îndoială că acolo sunt bani. Și fără îndoială că aici nu sunt atâția bani ca acolo și nu sunt la fel de riscanți ca acolo. Și mai ales nu sunt atât de knowledgeable ca acolo. Bani, așa, bani flat, în Europa sunt. Eu cunosc cel puțin 10 fonduri de investiții care au 10 de milioane de investit în România. Bani există. Dar nu sunt atât de dornici de risc. Deci nu vor să-și ia riscuri atât de mari cât ceilalți. De ce? Pentru că nu au masa critică încât să-și permită, adică nu pentru că, nu doar pentru că sunt împiți, da? Ci pentru că nu au masa critică în Europa de invenții, de companii, astfel încât să-și permită să spray and pray, da? Să arunce cu bani și să se roage că 5 din ele o să funcționeze. Ei trebuie să meargă la sniping. Da? Să tragă cu pușca de culmentă, să nimerească parea bune. Pentru că sunt puține. Și o să o întrebați, dar de ce sunt puține și chiar sunt puține? Păi la naiba, dați-mi două exemple de companii europene, de software. Pe SAP-ul accept și Dassault. Nu știu, câtă lume știe de Dassault? 1? 2, 3, 4, 5. Deci, irelevant în... ok. Da, deci... Și acum să ne întoarcem în Silicon Valley. Unde mergi pe stradă cu piciorul și ai Google, ai Facebook, ai Intel, ai Apple. În afară de IBM, care nu e headquartered acolo, este New York. Dar și IBM are partea ei, centru de research acolo, da? În rest, toate firmele mari sunt în America. Deci, în Europa nu prea ai. Alea care se inventează în Europa se vând la americani. Mai devreme sau mai târziu. Deci, cam pe aici. Bani sunt. Dar trebuie să-l convingi pe nenea ăla mult mai bine decât trebuie să-l convingi pe american. 1. 2. Trebuie să-l convingi că ai business management și ne întoarcem la problema pe care nu o ai. Da? Și atunci ia-l de-l convinge. Și 3. Trebuie să fii în stare să găsești acea nișă din punct de vedere business pe care ei o găsesc mai bine. Noi mergem foarte mult pe feeling. Noi ne gândim, mamă, ce aș mai face eu așa? Ceea ce de multe ori creează niște scurtături senzaționale, dar de foarte multe ori ducem păpuriș. Ei, în schimb, știu foarte bine să se uite și să analizeze de ce, cum se întâmplă lucrurile. Și mai știu un lucru, mai știu să le punem PowerPoint-uri. Foarte bine. Da. O, ce întrebare urâtă. Dacă contribuie lăcomia fondurilor de investiții. Sorry, fondul de investiții. Așa aici avem un debate. Da, vis-a-vis de fondurile de investiții din state. Nu, ei câștigă la fel de mult și aia și aia, să știi. Problema fondurilor europene este că nu au masă critică astfel încât să disperseze și să-și permită să și piardă în câteva. Nu pot să investească în 100 de companii sperând că 10 o să câștige. Ei pot să investească în 10 companii și trebuie să câștige 4. Deci trebuie să fie mai picky. Asta e,
Asta e problema. Iar lăcomia, da, fondurile de investiții sunt făcute să aducă profit asociațiilor sau investitorilor lor. Putem să discutăm despre de ce este făcută o companie, care este obiectivul principal al unei companii. Să aducă profit asociațiilor investitori. Ăsta și niciunul altul. Orice alt obiectiv are compania este o unealtă în sprijinul acestui obiectiv. Ăsta este the ultimate. Ăsta este cel mai obiectiv al companiei. Orice altceva, să promoveze România, să angajeze oameni, să facă oamenii fericiți, să facă produse bune, să facă clienții fericiți. Toate astea există, sunt obiective și trebuie să îndeplinite, dar la sfârșitul zilei, dacă este să tragi linie, sunt unelte pentru aducere de profit către acționariat. Oricât de urât și antipatic ar suna. Scuze, da? Ce părere aveți despre Lean Startup-uri și cum credeți că ar ajuta ele mici antreprenori români? Cum s-ar descurca? Îmi cer scuze, cine este Lean Startup-uri? Lean Startup este conceptul de Lean aplicat în startup-uri. Așa. Nu știu despre, chiar nu știu despre ce vorba, scuze. Ok. Atunci, nu e valid. Da, sorry, chiar nu știu. Da. Ziceți că programatorii români sunt prima întâia. Dă Doamne să fie așa. Nu știu cum i-ați măsurat. N-am zis că sunt mulți. Și n-am zis că toți. Da, desigur. Asta e, așa cum ne place să zicem că româncele sunt cele mai frumoase femei din emisfera nordică. Până așa să fie, botez cu chestia asta. Până când ajung în Ucraina. Da. Programatorii români poate sunt buni. Dar designerii de interfețe români nu există. E un eufemist ce-a spus. E suficient să ne uităm la... ce mă miră că antreprenorii români sau firmele românești de soft, dacă e așa și știu, văd că sunteți conștient, de ce nu angajează designer de interfețe, nu știu, de la Roma sau din altă parte? Sau mai bine din America. Sau mai bine din America. Mă uit, nu... Pentru două binecuvântate motive. Unul dintre motive este că nu este despre antreprenori, este despre manager. Pentru că asta e o problemă de management, nu de antreprenoriat. Iar managementul, ne întoarcem la definiția anterioară, nu este... Da? Managerul român, pe care îl cunosc eu, preferă să-și aducă sub el oameni care să știe mai puțin decât el. Și să conștientizezi faptul că îți trebuie să aduci un american, da? O, doare rău. Doare tare. Da? După care trebuie să-l și plătești. Și asta doare și mai tare, că trebuie să-i plătești relocare, trebuie să plătești foarte multe chestii. Este foarte greu pentru un antreprenor, ba chiar și pentru un manager de multe ori, chiar, până chiar să se gândească că este util să se suie în avion și să meargă de două ori pe an în Silicon Valley, ca să vorbească cu oameni. Nu, noi suntem aici, în România, ne este bine. România e o țară extraordinară. Eu, având posibilitatea să trăiesc oriunde în lume, deci am această posibilitate și am această alegere. Sunt dintre aceia fericiți care am pe bune alegerea să trăiesc oriunde vreau eu în lume. Am ales să trăiesc în România. Și asta spune ceva. Este chiar o țară ok. Are multe chestii mișto. Dar nu este autosuficientă. Nu este o țară în care să stai toată viața, să nu te sui în avion, să stai numai aici și să faci cea mai tare companie de software. Nu se poate. Trăim într-o lume globală. Trăim într-o lume în care o companie de software trebuie să adreseze o piață globală. Pentru că, și revenim la una din cele dinainte, piața românească, piața locală, nu te poate susține suficient ca să devii una din primele 100 din lume. Trebuie să fii o companie locală. Pentru asta trebuie să ai sânge, să te sui în avion. Credeți-mă, dacă mergem într-o sală de antreprenori, cu 100 de antreprenori, cu
cu firme, care au firme de software cu peste 50 de oameni, din 110 s-au dus în Silicon Valley. Bun, dar revenind o secundă la durerea mea cu intervențiile noastre. Nu cred că talentul de a proiecta interfața utilizator e o chestie genetică. Nu, este o chestie care se învață. Bun. Dacă românii se dovedesc că ar fi capabili să învețe algoritmică și programare, mă întreb oare de ce n-ar fi capabili să învețe cum să proiectează interfețe utilizator? Nu se poate importa un Daskal? Vă dau răspunsul la chestia asta. Cum au ajuns programatorii români să fie cei mai buni programatori? Pentru că au învățat la școală foarte bine programare? Nu! Da? Pentru că au învățat chestii conexe, au învățat matematică și asta nu te ajută la design. Dar mai ales pentru că au învățat ei singuri programând. Sunt programatorii foarte buni români, sunt autodidactii. Ceilalți sunt programatorii buni. Programatorii foarte buni sunt autodidactii. Pentru că românii învață foarte, foarte bine ei noaptea încercând să facă lucruri. Ce încearcă ei să facă? Încearcă să programeze ca să vândă pe internet, să facă un ban. Meseria, dacă ai încercat să înveți de unul singur autodidact să faci interfețe, ce ești de aici, ești angajat într-o firmă de software. Deci nu ai de ce să faci lucrul ăsta. În schimb, ai de ce să te apuci să faci programare, să faci un program, să vii să-l arunci pe internet, să faci $200, ăștia ei mai faci un program, faci $700 și tot așa. Eu de aici cred că vin lucrurile. Și, din păcate, nimic din toate chestiile astea nu are legătură cu școala. Când, de fapt, școala ar fi fost cel mai important lucru. Care îi vânează, nici cu organizațiile care îi vânează. Nu știu cine pe cine vânează. Organizațiile care au nevoie de serviciile. Companiile, ca vreau zic. Da. Trăim într-o lume în care nu vânează nimeni pe nimeni, nimeni nu e sclav nimănui. Dacă vrei să te angajezi la o companie, te angajezi. Dacă compania vrea să te angajeze, te angajează. Vânatul, adică mi se pare foarte peorativ. Nu știu. Cum ar... Așa. Și de multe ori, cel puțin în ceea ce privește resursa asta foarte fluidă a IT-ului, programatorii sunt unii dintre cei mai sensibili oameni. Deci, ei au, cum să spun eu, un mod de a... În primul rând, ei nu aplică direct cei mai buni. Ei au treaba aceea pe care o spuneați dumneavoastră, noaptea să stea să programeze, mai câștige $700. Pentru ei nu este important să fie angajat într-o firmă. Marea majoritatea lor lucrează freelance. Și lucrează inclusiv pentru companii din afară. Corect. Și atunci, cel puțin când mi se cere un programator de bună calitate, eu sunt nevoită să-l vânez. Deci la asta mă refer. Adică să mă duc la el, să-l caut în mediile în care știu să se îndrepte. Și să încerc să-l convin că, într-un anumit moment, este mult mai bine pentru cariera lui să meargă în organizația respectivă. Problematica pe care o ridică acel om în momentul respectiv este, ok, ce pot să învăț eu nou sau ce pot face eu nou în acea organizație? Și rare ori pot să-i spun, uite asta. Asta este posibil să fie problema organizației. Da, eu vă spun, rare da, da. Fer. Cum ar trebui să arate un pachet sănătos pentru companie și atractiv pentru programator pentru a-l atrage... compania de software. Nu cred că există un pachet standard care să funcționeze cu orice companie și cu orice programator. Cred că este vorba de o negociere în care dacă ai ajuns acolo, este regula primului compromis acceptabil. Da? Fiecare dintre cei doi va accepta primul compromis care îi se pare acceptabil. Deci, dacă un programator foarte bun, senzațional de bun, este într-o situație în care își dorește să lucreze cu X
pentru că se uită la el și zice, da, 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 vreau să lucrez 2 ani cu el ca să învăț, da? Un mentor. Poate să se ducă să lucreze gratis. Da? În schimb ce dacă vorbim despre o companie care nu îi spune absolut nimic și în care nu are niciun interes, atunci vorbim pur de un interes financiar și trebuie motivat cu interesul cu partea financiară. Dar cred că ce a spus doamna este cel mai corect. În general, programatorii sunt foarte dornici de challenge-uri. Asta este ce am observat eu. Trebuie să învețe și trebuie să înțeleagă că compania îi oferă acces la training, la trainingul în care este el interesat. Trebuie să fie într-o companie în care munca lui să se facă simțită. Cred că un programator foarte bun mai degrabă se duce la o companie mai mică decât la una mai mare, pentru că vrea să own o bucată care să facă diferența. Și cred că un programator își dorește ca produsul în care el a contribuit foarte mult, conform cu punctul dinainte, să fie foarte vizibil, foarte de succes. Deci cred că dacă astea sunt acolo, discuția poate fi un pic îmbunătățită. Dar, din nou, eu nu sunt angajator, doamna cred că este mai aproape de subiect și știe mai bine. Dar cam asta este sentimentul meu despre programatori. Cu o întrebare, sper că un pic mai la obiect pentru prezentarea Alex Răbușan de la Zitec. Suntem cu toții de acord că la partea tehnică stăm bine și cu toții suntem de acord că la partea de business nu stăm chiar așa bine ca nație per total. Cum și ce ar trebui să schimbăm la nivel de grup sau individual pentru a schimba lucrurile astea și pentru a deveni, poate nu în Silicon Valley, dar să fim pe hartă de business în IT. Deci ce trebuie să schimbăm? Ok, avem o problemă. Ok. Sunt mai multe și nu le pun într-o ordine a importanței, le pun cam cum îmi vine mie în cap. Eu, de exemplu, am o foarte mare problemă cu multinaționale. Și o să vă spun de ce. Că e pe după coață. Multinaționalele ne aduc un foarte mare beneficiu. Construiesc exact acest nivel pe care nu-l avem. Deci multinaționale au venit și au început să construiască de 10-15 ani și construiesc în mod coerent, consistent, nivele de middle management și top management pe care noi nu le avem. Cu business knowledge și investesc multinaționale bani mulți și resurse multe în a construi exact acest nivel care ne lipsește. Problema pe care o am este că în mintea, cultura oamenilor astfel construiți de multinaționale este de superioritatea multinaționalelor față de companiile românești. Și nu am văzut niciodată, ok, nu am văzut eu niciodată, dar eu n-am văzut niciodată, poate ori exista, dar probabil că foarte puțin, oameni cu knowledge de multinațională, de middle și top management de multinațională, să se ducă în companii românești și să facă lucruri acolo. Ei preferă jobul călduț de multinațională sau dacă este să plece în antreprenoriat, pleacă și își fac companii de consultanță. Companii de consultanță care, de fapt, sunt un PFA, da? În care omul speră să-și valorifice cartea de vizită pe care scria înainte multinațională, country manager de multinațională, speră să-și valorifice cartea de vizită în speranța că ce era important pe cartea de vizită era numele. Și într-un an de zile află cu stupoare că, de fapt, ce era important pe cartea de vizită era numele multinaționale. Și devine yet another consultant. Unii mai buni, alții mai proști. Great. Dar, de fapt, ce au învățat în multinațională aia se aplică numai 5% din ei. Când ce-ar putea să facă, și asta ar fi ceva senzațional dacă s-ar întâmpla, ar fi să dacă vor, în momentul în care vor să facă schimbarea, în momentul în care sunt pregătiți să accepte schimbarea, să se ducă într-o companie românească care poate să folosească knowledge-ul ăla chiar pe bune, da? Să facă diferența acolo, să fie plătiți mai puțin pentru că banii au făcut și au bani din ce stres, să fie plătiți un pic mai puțin cât poate compania românească să îi plătească, dar să primească acțiuni în companie, da? Și să-și asume acest risc. Deci ăsta ar fi un
Asta ar fi o soluție care mie mi se pare că este fezabilă, dacă ar fi acceptat. O altă soluție este trainingul pe care companiile românești, banii pe care companiile românești să accepte să le bage în training de management, care pleacă un pas dinainte, companiile românești să accepte faptul că ne trebuie management pe bune. Adică management din acela, cu MBA, cu toate tâmpenile, dacă programatorii astea, ce tâmpenile astea, frate, hai să facem produsul ăla este, noi suntem tari, că suntem, facem programul, da? Și antreprenorul, în general, în România, este un programator. Drept pentru care vedem companii de 21 de programatori care fac un produs. Ia te explică-i companiei că îți trebuie management profesional, că îți trebuie vânzători și așa mai departe. Deci trebuie un pic schimbată zona asta. Și zona asta nu se va schimba câtă vreme în licee și facultăți profesorii de antreprenoriat au 61 de ani. Ba da, există. Ba da, există. Lasă a 10, vă spun eu. Eu fac o chestie de voluntariat, să zic, fac un tur prin țară pe la licee. Se cheamă Jurnal de Antreprenor în Licee. Mă duc și vorbesc cu copiii de licee. Am fost în Iași, Timișoara, Cluj, Brașov, mă duc săptămâna viitoare în Arad, București, mă rog, o tură. Am fost, cred că, prin 40 de licee până acum. Există antreprenoriat. Vârsta medie a profesorului de antreprenoriat este 61 de ani. Exact. Ăștia sunt. Da. Exact ăștia sunt. Da. Offline, un mic sfat. Offline, de pe internet. Offline, la discuția anterioară. Okay. Am mulți prieteni care au pierdut bani pe bursă, de aceea, dacă vreți să analizează riscurile listării la bursă. Multe companii, adică nu generalizează. După ce s-au listat la bursă, au avut pierdere. Despre ce bursă vorbim? Nu știu, ați zis că ați înțeles câteva companii și sunt foarte multe riscuri astea. Eu cred foarte mult în economia de piață. În faptul că dacă este cerere a ceea ce produci tu, vei trăi. Dacă nu este cerere, vei muri. Și n-ai decât să faci... Și asta este valabil cu angajații. Deci dacă produsul tău pentru cel pe care vrei să-l angajezi, deci firma, salariul, ce vrei să-i vinzi acolo, dacă este ok, îl vei atrage. Dacă nu, nu. Vei avea clienți dacă produsul tău este dorit, vei avea investitori dacă compania ta este dorită și aici ne întoarcem la bursă. Pentru că la bursă, de fapt, ai foarte mulți investitori. Lumea va cumpăra acțiunile companiei tale dacă compania ta este bună. Dacă este bună, ei vor cumpăra, prețul acțiunii va crește, toată lumea fericită. Dacă nu e bună, lumea va vinde și atunci prețul se duce în jos și este nașpa. Depinde foarte mult de bursă în sine. Bursa românească, și asta este una din problemele României, noi nu avem o bursă funcțională. Ceea ce înseamnă că nu avem o economie de piață funcțională. Cel mai deștept lucru pe care l-au făcut polonezii în 90 este că au făcut toate privatizările pe bursă, instantaneu. Și ce au dat românii bonulețele alea, MEBO, nu știu cum ai se numeau, ăștia au dat acțiuni la bursă. Drept pentru care s-au trezit instantaneu cu 40 de milioane de investitori pe bursă. Care au început să se intereseze. Cum e cu investițiile? Deci 40 de milioane de investitori. Wow! What the hell? Noi avem 2000 de investitori. Maxim. Da? Deci nu avem o bursă funcțională. Nici dinspre investitori și nici dinspre companii. Că sunt 5 companii pe bursă, 4 fonduri, 4 SIF-uri și încă unul. Dacă mai Transelectric. Habar, da? Deci, dacă îmi spui de prieteni care au investit în Bursa Română și au pierdut bani, Bursa Română e ceva ce nu există. Este o bișnițărie la colțul străzii. Deci, nu asta este. Dacă vorbim despre burse funcționale, Bursa Poloneză, Bursa din Frankfurt, Bursa din Londra,
cele două burse din America. Alea sunt funcționale și acolo n-ai decât să te uiți la fundamentele companiei, să vezi dacă este o companie bună sau nu și să investești în ea sau nu. Poți să pierzi bani fără îndoială. Orice investiție are riscuri. Dar măcar o faci și o investiție conștientă și educată. Nici de cum. Nu, nu, nu. Deci Avantgate îl mutăm în Statele Unite. În momentul ăsta avem 15 oameni acolo. Management american, board american, se listează pe Nasdaq. Nu, nici de cum. Scuze. Nu. Da. Mai ziceți. Hai că întreb eu ceva. Aș începe despre China, Coreea. India. India. Despre Coreea n-am nicio părere că nu cunosc. China și India însă sunt două țări absolut senzaționale din punct de vedere al acestei discuții. China are o problemă cu limba, că te duci acolo și nu prea știi să citești unde e metrou. În schimb, business-ul este booming rău de tot. Adică oamenii chiar au făcut o chestie cu guvernul lor pseudo-comunist, ce n-aibă mai făcut. Cu faptul că au furat IP de unde l-au furat și îl folosesc, cum l-au făcut, faptul este că este absolut senzațional de crescător. E-commerce-ul în India este deja înaintea celui american. Dovadă că Alibaba probabil că o să cumpere Yahoo. Deci se întâmplă lucruri, se întâmplă Nostradamus, vom fi conduși de rasa galbenă. India este o țară absolut senzațională. India are un mare avantaj cu limba, că te duci acolo și știi să citești că scrie în engleză. Are același avantaj ca China. Și anume, sunt mulți. Wow! Deci te duci acolo și este o piață, de India vorbesc, o piață de 1.200.000 de oameni. Dintre care 300 de milioane cu acces la internet și car-pa-car. 300 de milioane! Nici nu știi de unde să numeri numărul ăsta. În care e-commerce-ul a început acum vreo 2 ani. India, vorbesc. Câtă oportunitate de mare. Deci, cred că sunt două piețe foarte bune. China foarte reglementată, foarte greu de intrat în ea dacă nu ai un chinez. Foarte greu de scos bani din China. Faci bani acolo și după aia începi să te întrebi cum faci să-i scoți. India o piață mai de economie de piață. Împreună jumătate din piața mondială de IT. Dacă cineva are un produs software și caută o piață pentru el, India și China sunt două piețe absolut geniale. Am eu o întrebare pentru tine. Intri pe... Deci faci turneul, da? Faci jurnalul de antreprenor, da? Ok. Te-ai gândit să atragi și foști manageri de excelență, care actualmente unii sunt consultanți, alții sunt freelanceri. Și îți dau câteva nume. Un Hotărâm, un Tatomir, un Rofenberg, un Ștefan Cojeanu, care se explice tinerilor din licee și partea asta pe care tu o vezi ca fiind o lipsă majoră. Cred că dacă am încercat, cu cât încercăm să formalizăm chestiile, să le facem mai gogonate, cu atât devin mai greu de gestionat și mai greu de înghițit. Gândește-te că vorbim cu niște elevi, în clasa 11 și a 12-a, care oricum au de înghițit o chestie foarte, foarte complicată la momentul respectiv. Am avut la un moment dat cu unul din elevi, care știa despre ce e vorba, discuția despre de ce să muți o firmă din România în state. Vreau să spun că alți 60, toți ceilalți 60 de elevi din sală au fost complet pierduți. Complet pierduți. Deci nu era cu un ordin de mărime în afara gamei lor de interes sau de cunoștințe. Era cu 5 ordine de mărime afară. Nu avea nicio legătură cu subiectul. Deci cred că dacă ne-am duce o grupă de cei pe care i-ai zis într-un liceu, cred că am pierde foarte mult. Nu poți să-i ții concentrați mai mult de o oră. Nu are noimă să vorbească Silviu Hotărâm numai 10 minute, pentru care de spus mult mai mult de atât. Dacă mergem 3 oameni acolo, ar trebui să stăm jumătate de zi,
nu le captezi atenția jumătate de zi, plus că ar fi foarte complicat să ne coordonăm agendele, că așa, așa e treaba. Deci eu prefer să fac chestia asta de unul singur, să fac my bit of ăsta. Dar nu le spuneți renunțe la școală ca să devină miliardar? Niciodată. Era aici o întrebare. Emerging markets sunt BRICS, da? Deci Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud în ultimul an. Și am aceeași părere cu Rusia și cu India și China. Sunt piețe mari, piețe emergente, piețe în care tot ce ai învățat, am învățat din America, din vestul Europei, poate fi aplicat acolo, că își va veni momentul peste 5-6 ani. Sunt niște piețe absolut, absolut senzaționale. Sunt piețe mari, la început. Deja toate companiile americane focalizează la greu în ieșirea pe zonele alea. Noi, în particular, cu Avangate, avem foarte mare avantaj, pentru că noi am început în China și Rusia și acum ne mutăm în America, ceea ce este foarte bine primit. Da, sunt niște piețe foarte, foarte bune. No. Gata? Ok. Da, cred că... Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc și mai mult!